Neața, s-a trezit dulceața. Ia asta noapte a dormit cu mine, e numai lângă mine o stat. Doamne ferești să mă nu de lângă dânsa, plânge, o dormi pe lejanc și e foame. Ia ca așa, dacă ai copchimi, te-am trezești de la ora 9, să-i hrănești așa-i? Am muș, gata, fac. Uitați-vă cum pompează, minte că era flămând. S-a așezat la masă, n-are treabă. Dacă asta e și-i mai alintat capră ever. O mărs cu Mercedes-ul. Mănâncă la masca, oamenii și-i mari. Mitică, uite, la dânsă și țocăni. Țoca, 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 țoca. Da. 21 aprilie, ziua în care te-ai născut tu, fără de care existența mea nu era posibilă. Deci mă gândesc, oricum să fii bunică. Cât este de greu sau cât este de ușor, nu am vrut să zic, că ți-a iubesc nespus de mult. Nu găsesc cuvinte care să-ți spun cât de mult te iubesc. Să-ți dea Dumnezeu multă sănătate, fericire, să te bucuri de noi și să noi să ne bucurăm de tine. Cu multă dragoste și stimă la vinuștul. Da, și de cadou. Mulțumesc, pentru tine, de la tine, de la toată familia. Mulțumesc frumos. Bravo, la vinușcă, ai bunica. Bunica, la mulți ani, încă o dată sănătate. Mulțumesc. Gospodina este și aici. Ia cât rămâs. Două secunde nu m-au văzut și încep tabehăie. Și prințesa. Uitați-vă jos cum are o pată sub barbă, parcă-i cu dinții mari. Dragilor, după cum bine știți, din păcate, live-ul de ieri a fost tare, tare prost din cauza internetului. Vă mulțumesc tare mult, ați fost peste 11.000 de oameni în direct, ați vrut să vedeți reacția mamicăi. Din păcate, eu nu am putut să salvez acel live. În schimb, vreau să mulțumesc tare mult paginii Fan Emilian. Este un tip care are grijă de toate postările mele, să le descarce, să le pună și pe YouTube. Faceți swipe up și o să vedeți pe YouTube reacția mamei. Mulțumesc încă o dată, Fan Emilian. Și da, vă îndemn să dați follow Fan Emilian, pentru că acolo sunt multe instastory-uri tare, tare faine, pe care, din păcate, nu le mai puteți vedea. În schimb, acolo ele sunt, pentru că sunt postate pe copertă. Așa că chiar acum follow. Și despre floarea asta am aflat două bârfi. Una, că alungă duhurile rele, și doi, dacă ai fată nemăritată, înseamnă că e nas smărite. Plângi! V-am prins și fășeț. Dilicăm-o magiată, ia întoarce-te. Așa, mamica, ia în 3, 2 și... Deci tu faci 56 de ani? Precis? Dar și, cui ziua de naștere mai este în caz? Azi e ziua Romii. Ziua Romii și ziua reginei care? E? Elisabeta! Bravo! Astăzi am fost un bucătar italian și a trebuit să fac niște mustețe cu cenușă, cu funigine și sper că ne-a reușit foarte bine. O să vedeți vineri la nebun de gustos. E în loc de câini, e mergi numai din urma la oameni. Uitați-vă, sport, udăm florile și sportuim. Ah, chiar dacă era ziua mamică, astăzi era o zi simplă, zic, toată ziua am lucrat în grădină, am făcut lui Manei, am făcut locul unde să doarmă la noapte, zic, seara o să facem un frigăroi, noi însă nu familie și atât. M-am pomenit că am emoții mai mari decât am avut la ziua mea de naștere, pentru că surprizele, surprize, gata, te fumez gara că am emoții și tremur în viața mine. Mama, la finalul acestei zile, ce ai tu de spus? Ce vreau să spun? Să le mulțumesc de toate persoanele care m-au felicitat, care mi-au trimis mesaje. Le doresc și lor mult sănătate. Ceea ce mi-au dorit ei mie, le doresc și eu lor și la copiii lor. Să fie estimați și iubiți cum am fost eu în ziua de astăzi. Și în fiecare zi. Și în fiecare zi, copiii care mă estimează și mă iubesc. Vă mulțumesc din suflet. Bravo. Și vă iubesc pe toți. Ui, ui, ui. Ce seară minunată. Mai spune Milușa odată, mai spune că duci la Chișinău, că acasă de-amă ți-i rău. Tielii mei, dacă ele nu au băut apă, mai gind de 100 de anișori. Apropo, această plantă nu este o plantă, dar este fructul pasiunii. Uitați-vă cât de mare a crescut. Uitați-vă, floarea asta cu mătraină, auzi că nu-i trebuie și-o vrut să o arunci. Zic, dă-mi-o nii.
Eu știu popșoiești de asta, dar eu nu știam că el înfloriește. Ia uitați-vă, a să-mi înflorească prima dată în viață. Eu am duhuri în casă, paharul era cu vin până aici, vedeți? Și el pe rând, în fiecare zi, în lipsa mea, câte un gât, câte un gât, câte un gât, știați cât a rămas. Ei, vă duhi, uhadite! Nu așa e, așa e, dacă e bun, și la duhuri place. Așa e, actelis, pastele con salmone în zucchini, si? Bra, e bun, îți place așa, ei? Amici, hai. Dragilor, încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru urările de bine, mamicăi mele. Vă doresc și vouă mult sănătate și mult noroc. Mami a fost ieri cea mai fericită. Eu i-am citit o mare parte din mesajele voastre, le-am citit să le audă și ea. Vă mulțumesc tare, tare mult. Sunt enervat la culmă. Vreau să-mi liniștesc creierii cu această... Zamfira. Neața, neața, pătărnichele mele s-a trezit dulcea... Are un pic de dulceață la ochi, mă scuză. O zi reușită să văd. Și flori de liliac mi-ai adus în prag de la milești mici. Doamne, și de frumos miroasă. Cine place, bă, nesura pă-mi place. Signora Dima, te-ai fi de mici. Nu pune pe internet. Nu pun, nici nu filmez, gata. Hai, mergi pe tocul cum pot. Wow, cum mergi, signora, pe tocul soar? Ia să vedem. Buca, e bună. Duci la un țigan. Hai, ții. Cineva din voi are numărul de la Costijen, că avem aici un pacient care e gata pe ultima 100 de metri. Nu înșepeți, vă rog frumos, Emile, cum ai putut să dormi până la ora asta? Nu, m-am trezit de dimineață, de la ora 9:30, am avut o treabă foarte importantă, am făcut treaba și slava Domnului, tăti, bine și frumos. Voi și mai fășeți. Nu înșepeți, vă rog frumos, Emile, cum ai putut să dormi până la ora asta? Nu. M-am trezit de dimineață, de la ora 9:30, am avut o treabă foarte importantă, am făcut treaba și slava Domnului, tăti, bine și frumos. Voi și mai fășeți. Vă rog să mă scuzați, dar n-am rezistat tentației și mi-am mai luat niște copaci, mi-am luat și o sacură și ne ducem la neguri în sacură, sacură. Cătălă, copacelul de sacură pe care l-am pus numai și proaspăt prospișor. Deci îți plantez copaci, florea asta e una din... pasiunile mele. Am acolo unul care înflorește sacura alb, dar ăsta e roz. Iată așa, împreună cu tot familionul, cu muc, cu mară, cu maniu. O, gospodina, după 2 luni de dirioamne, țărancă, o mișe la Chișinău, cu o găină și cu ouă. Dar pentru cine? Pentru vecina ta, a noastră. Pentru vecina noastră. Deci, săptămâna trecută am venit la Chișinău cu mai multe ouă, trebuie să-i duc lui mătușă de-a mea la Chișinău și era vecina mea, avem o băbuță, nu o băbuță, o doamnă în vârstă de la etajul 4 și i-am dat și ei 20 de ouă și zilele astea i-am zis, Emilian, așa-s de gustoasă ouă de la Negurieni, știnuță, astăzi eu mi-a adus încă 20 și încă și o găină. De astea eco, buni. Lilie, flori de liliac, mi-ai adus în prag. Și parfumul lor, se sfăr limerii, care le-am șerut eu de la Milești Mici. Le-am cerșit eu. Ai dat un ban pe florile astea? Ai dat un ban pe florile astea? Și tu că tu ești! Acum frumușel ne ducem la vecină, să-i ducem o găină de casă și ouă. Dar i-am întrebat, Emilian, am înțeles că gaba e să ne părăsești de aici. Da, să vă părăsesc când sfârșit înseamnă și eu casa mie. Sper că nu doarme la ora asta. O vecină fericită. N-am filmat-o pentru că nu e ok, pentru că este o femeie în vârstă, dar e, Doamne, sănătate la mămica ta și la capră și la cine avem noi în jurul grădinii. Și-o... Am putut să ne bucurăm că a trecut o zi, nu în zadar, dar am făcut un bine. Din fete răle, numai și-o venit și... Unde te duci? Unde te duci? Afară să duci ceva din mașină. De care mașină? Dar cheile unde? Unde pornești? Cheia, uite. Și când vii? În 5 minute. Eu am promit că postez în 5 minute cu un Insta Story, să văd că ai și înapoi în 5 minute. Am pus elefantul așa. Hai, start, te-ai dus. Te-ai dus. Du-te, 3, 2, 1, vzeale. Stai, dar nu trecut 5 minute, trecut un minut.
Dar cum duci în mașină și după parfum? No! Nu, nu intra în baie. Care parfum îl folosești? Ăsta. De la primar, ui, blin. Deci în această seară am decis să fac un pic de ordine în hainele Dorei. Ele sunt foarte multe, rochii de care vrei și cu gândaci de coloradă și cu pene și costume și așa. Și asta, și asta. Mai în scurt, aici avem tare multe. Am să le iau care smurdare le spăl, care nu le depozitez. Că-s tare multe. E, Doamne ferește, Doamne păzește, nu mai am spațiu deloc pentru o măicuț, pentru mine, un chiluțel, un ciurap, măcar ceva, n-am nimic pentru tătii Dora. Și astăzi o punem un pic în valize să se odihnească. Faza cea mai tare este că asta este doar o parte din rochiile Dorei, o mare parte sunt și la Jurnal TV. O să fac într-o zi o licitație și am să le vând. Și plusul când faci curățenie, găsești un păric de care ai uitat de mult că el există, el pur și simplu s-a ascuns în praf. Uip, virusul ăsta e mare huineaua pe pământul, da, eu am spus așa, îi dăm așa cu bălăbășuș. Astăzi gata, spunem nu pastelor, am gătit, adică a gătit, seniora Dima, ce? Orate, mai scut, dacă-s proastă, s-s proastă, eu știu că ești macaras scrub, a la italianski. Cineva tusește, dar cineva face curățenie. Uitați, am făcut ordine în hainele mele, în hainele Ninuței, a Dorei, a bla bla bla. Nina, vine acasă, te rog frumos, nu încheltui benzina. Doamne, și tot nu mă dungești. Neața, s-a trezit Dulceața, am văzut că sora mea noapte la ora 2 și-a făcut masca la păr și-a pus-o pe noapte. Eu sper că nu a rămas chelugă. Haideți să vedem împreună. Nu știu cum voi, dar eu ador irișii cu miroase. Aici la Chișinău deja e înflorit, la Negurieni încă nu, dar eu acasă am mai multe culori, uitați-i. Dar miroase pur și simplu genial. Alții zic că sunt florile morților, cresc psântirim, dar nu e adevărat. Uitați-vă și avalanșa de culoare.